Dragi telespectatori, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Aroma Studio. Iulia, bine ai revenit! Bună seara, Romina! Mulțumesc pentru invitație! Bună seara, dragi telespectatori! Și mă bucur că suntem împreună să facem din nou iarăși mâncare și să ne bucurăm de mâncare. Spune-ne cu ce ne încânti în seara aceasta. Astăzi m-am gândit să facem o mâncare de post. Mi-au spus câteva persoane să mai schimbăm meniul, să facem și mâncare de post și chiar m-am gândit să am avut mâncare de post și am ales să fac o mâncărică de linte scăzută, în care să folosim linte, câteva legume pe care le pun singur de mână și la desert, pentru că dorim și desert, o să facem o prăjitură cu brânză. Este o prăjitură mai deosebită. Va ieși sub formă de foietaj, spun așa. Și ce să spun? Hai să ne apucăm de treabă pentru că avem de treabă. Tu va trebui să-mi spui ce am eu de făcut. O să stau aici liniștită să te ajut și tu te ocupi de... Ok. Păi, în primul rând, după ce am pus linția rapidă, am să o pun în această oală, după ce tu îmi urezi legumele. Perfect. O să avem nevoie de pastrnac, ceapă, usturoi, o să le curăț de tot ce mărunt, le punem în oală cu un călit, eu o să ne pun iarna peste linile, de care aia este hidratată, nu se dau să mă spun că e destul de mărunt și o să mai pun niște apă. Tu poți să te apuci să curăț. Spune-mi de ce o pui la hidratat. Pentru că vreau să o fac cu fiecare mai ușoară pentru stomac și în acest moment când ea este hidratată, îi cad și timpul de pierdere. Ok. La fel facem cu fasolia, nu cu năutul, să spun așa, pentru că ele sunt mai ușor de consumat și de digerat pentru un corp. O să pun apa și... Și eu mă apuc de treabă. Te rog. Uite, cred că eu să le curăț și o să-ți dau să le tai tu, să nu cumva să nu tai. Dacă facem această mâncare și nu suntem de față, nu mă duc altă zilea, poate un tocmai mă folosește, pot să mă înlocui cu fasole, punău, de ce nu? Este o variantă foarte bună. Gustul va fi puțin diferit, însă ca și proprietăți pot să spun că sunt toate destul de sănătoase, sunt cam la fel. Leguminoasă le folosesc în special când nu mănânc carne, când vreau să am în portului o altă sursă de proteine. Și de obicei fac fie sub formă de mâncărică scăzută, cum face mie să spun, sau pot folosi, nu știu, diverse ciorbe sau preparate unde avem fasole, linte, năut și că se pare destul de rapid. Eu acum am să toc aici un morcov. Romina are acolo un pastrnac mai generos. Da, chiar foarte generos. Să știi că pastrnacul dă o aromă foarte... Nu prea găsim acum în acest odor bătunjorul, da. De pastrnac, cumva îl înlocuiește și de piesele sunt de simple, cu o mâncare foarte complicată, din pastrnac o să folosesc că doar jumătate. Eu folosesc ceapă roșie, pentru că îmi place culoarea pe care o dă mâncării. Da. Nu neapărat că nu putem folosi și ceapă albă, să știi. Nu este o problemă dacă nu avem ceapă roșie. Pe lângă această mâncare de linte pe care o fac, putem să servim fie cu pâine, fie cu salată, fie cu linte de să consuma, pentru că este destul de consistentă. Condimentele pe care le folosesc, sunt chiar așa de mult ceas, amănesc coriandru și stomac. De obicei le folosesc la salate, însă acum vreau să ofer aceste combinații, o favoare aparte. Coriandru îmi place foarte mult să folosesc în mâncărurile, spun așa,
alegem în formă aceasta. Îmi place gustul pe care îl dă, aroma aceea specifică și vine cu usturoiul care vă lipsește. Corect. Tu știi, eu sunt fan usturoi. Îmi place foarte bine combinația. Dar coriandru nu folosești verde? Folosesc verde, dar te găsește destul de greu. Da, știm. Iarna e ok, folosim și așa. Cel verde, vă spun că l-am mai gătit noi, nu este atât de aromat, precum este cel gustat, dar îmi place foarte mult. Și cimicișorul, iarăși are o savoare foarte, busuiocul. Acum am găsit pătrunjel, este chiar cules din teră, la noi. Și o să folosim, punem puțin și mâncare, dar vreau să punem și la final. Dar nu îl tai foarte mărunt. Nu. Știi că ține mai repede decât morcovul. Îl folosesc pentru că vreau să îngroașe puțin cătărița. În primul rând îl folosesc pentru aroma sa, dar știi ca și înlocuitor, nu vreau să fac mâncarea cu făină sau să o fac foarte grea, ci prefer să pot să mă telecum. Și usturoi, mi-ai zis? Un vânul acesta rece, deci e important să consumăm de numai de pe două. Acum, cât se poate, trebuie să le consumăm pe ale noastre. Ceapa verde este folosim din teră, păstârnacul, pătrunjelul, încă le păstim ascunse prin nisip, cum le țineam bunicii noștri. Da, în beci. Pentru păstrare, exact. Până acum, am făcut de ceapă. Dacă o să ar fi un pic, un cestică machiază. Nu e nimic, da? Teoretic, ceapa asta trebuie să fie mai puțin. Ceapa roșie? Da, acum. Depinde de ce gătim. Chiar luasem într-o zi acea ceapă dulce de apă și din păcate pot foarte iute și n-am putut să fiu. Asta pare a fi foarte ok. Pot să torc dacă vrei ceapa rână. Dacă vrei cea roșie, cea verde. Să începem cu asta. Ca să plâng eu mai mult. Dar chiar mă gândeam acum că ar putea fi consumată și cu o salată de ceapă roșie. Da, cu siguranță, se poate. Ca o piață cu ceapă verde. Eu cu ceapa crudă, să spunem, o colorez mai greu. Însă pentru cei care sunt fani, chiar se poate. Sau se poate mânca mai iute, bineînțeles. Dacă pui final de iute, mânca mai este foarte gay. Am terminat cu pastrănul. Da. Sarea și ulei. Sarea și ulei. Ce facem cu usturoiul? Îl pot dacă vrei toca. Îl toc sau îl rad? Sau îl rad, cum vrei tu. Dacă îl tocăm, nu o să fie atât de aromă. Dacă îl radem, o să fie mai aromă. Thank you.
acesta, după ne apucăm de prăjitură. Pentru că nu trebuie să avem nevoie și de un cafea, să facă de mine. Și o să ne apucăm acolo de prăjitură. Mă vine acum, să facă de prăjitură? Nu, nu, să știi că nu. N-am plâns. Eu o să rad usturoiul aici și îl punem deoparte până la final. Cam cât timp ar trebui să fiarbă? Ar trebui să fiarbă cam 4 de ore. Perfect. Depinde de plantă, depinde de vită, noi avem un cât de multe. Nu știu să vedem ce să mutăm și să vedem ce am mai bine. Acum vreau să fiarbă. Uităm să vreo minune. Este această mâncare foarte simplă, o să vezi la final, pentru că lintia este ușor dulceagă, nu contează culoarea, pe care avem este galbenă, verde, este culoarea mea. Da, da, da. Toate tipurile de linte sunt foarte sănătoase și le putem folosi ca atare. Dacă nu găsim linte, cum am avut eu, a mea este tăiată în două. Am văzut. E mai subțire. O hidratăm peste noapte, cel puțin 12 ore, aruncăm prima apă și apoi o putem pune la fier să evităm balonarea și acea senzație grea la stomac pe care ne oferă mâncarea când nu o hidratăm. Ok, lăsăm usturoiul deoparte pe examina și eu fi cum facem o prăjitură, da? Perfect. Eu am zis, vom să răspund. Asta avem nevoie de o tavă, o să pregătim un pic usturoiul. Da, eu am pregătit. Ok, o să avem nevoie de un cuțitor. De un vas în care să prământăm mulțumesc. Avem nevoie de făină. Am ales făină 650 tip 000. Făina tip 000, să zic că... Urma să te întreb. Așa, foarte fain. Dosește foarte bine. Are conținutul de gluten mai ridicat, este mult mai fină față de cea tip 150. Acesta recomand să facem salaturile pâinea, da? Aceasta pentru prăjituri, pentru că are o altă textură. Ok. Acum am să pun drojdia. Ochi și urechi la tine. Pe care tu mi-ai pregătit-o, e foarte frumos și mai spui de mine, este o muncă. O să vă rămâne ușor. O să punem laptele. Și puțin gata, pentru că drojdia să se activeze. Aproximativ o limonăță. Lăsăm câteva minute. După care facem aluatul. Și aștept aluatul să strământăm. Să lăsăm puțin deoparte. După care să ne ocupăm de prăjituri. În aluatul pe care o țin cu ouă, merg foarte mult la prăjitură, pentru că este ușor de făcut, este foarte gustoasă și o putem face foarte rapid. În timp o să mă uit la linii, că mai se face și din drumul de viață. Deja linii va fi la culoare, de fapt, nu s-o da, 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 da. Este spre galben și miroase foarte bine. Asta am vrut să zic, foarte așa, legume combinate. Da, arată foarte bine. Ceapa, ai văzut că cea verde dă o culoare foarte faină. Ceapa roșie deja se pierde. Să dau focul și mai încet. Să nu ne dea lângă de partea cu pericula. Bine, am putut să facem. O să pun un pic de cuțit de rostor.
cumva poate fi pus în stradă. E recomandat ca să fie iarbă puțin peste date, să nu fie iarbă la poate. Ok. Între timp drojdiam s-a activat. Am să torn cu drojdiam o făină. Și te rog puțin dacă poți să le pui jumătate din cantitate de ulei. Sigur. Dintr-o dată torn? Da, pot. Și cealaltă jumătate o să te rog cu această făină. Cu cealaltă făină? Da. Sigur, lingură, că eu nu știu să frământ cu mâna. Nu știu să frământ deloc. Sau la lingură. Capul este... Păi, deja, textură. Mai avem de pus iaurtul, pe care te rog apăsie în cuțul. O, face ușor. Da, asta e tot. Practic, asta va fi textura care ne va ajuta să-i dăm la acel aspect de pupos. Nu mă gândeam că nu o să mi se facă cocoloașă. A, nu se face că e cu ulei. Okay. Torn tot? Da, poți să pui. Am ales un iaurt. Să-mi sparge aici două ouă. Da, întregi? Da. Am să te rog să pui tu un praf de sare. Da. Un praf de sare. Tu spui când să mă opresc cu praful. Iar, bună, domnule, mulțumesc. Vreau să pui două linguri de zahăr. În funcție de tipul de făină, în funcție de tipul de iaurt. Mai poate fi nevoie să completăm cu puțină făină sau cu puțin ulei. În cazul nostru, să mai fi nevoie să punem puțină făină, să punem și tablatul de lucru, pentru că făina este... O să-ți mai aduc făină? Da. Da, făina să nu fie ingredientele, pentru că să le fac urmări. Crezi că o să fie nevoie să mai punem? Da, o să vreau să mă duc. Aproximativ 2-3 linguri. Să se odihnească aluatul. Să se spune. Iar apoi să le facem două ori. Să le punem de la capul. Îl frământăm, îl unim pe această respectivă și ne ocupăm de frământ. Stafidele nu trebuiau hidratate sau să-și tragă de la brânză? Destul de umedă. O să te rog cu tine să amestești brânza puțin cu două galbeni și o pe ou, cu zahăr și apoi să fie toată compoziția care folosim la prăjitură. Perfect, deci eu pot să mă apuc de... Da, plastică, nu, este chiar de la noi, din S. Nicolau Mare. Da. Deci o să pun aici două. Te rog. Acum
Dar de ce punem doar gâlbenușul? Albușul are tendința de a usta, okay, de a trage practic mergeala și eu vreau să obținem o compoziție ușor umedă. Mai mult îl folosim acum, îl spun și pentru culoare. Ah, ok. Da? Și gâlbenușul este acea parte grasă a unui și o să se lege foarte bine compoziția. Punem zahărul vanilat. Ai ales aici un zahăr vanilat cu vanilie mărunțită, da? Da, și cu puțină scorțișoară. Perfect. Aici avem grisul pe care îl folosesc pe de la trecută. Nu vreau să pun grăbânza pe afară, vreau să înțelege compoziția. Punem esențe de vanilie? Da, vreau să punem și scura de vanilie. Vreau să văd cât de tare. Este, nu este foarte aromatic, sunt acele esențe mici, care sunt foarte puternice și acum este bine să vedem înainte cât de tare este mirosul, dacă nu ne credim că e bine. De obicei, este gustul foarte amărui când e prea multe esențe, atunci e bine să evităm. Aici putem pune toată, nu spuneam noi că foarte aromată. O să punem aici și statutele. Aici am pregătit scorțișoară. O să punem puțin și în compoziție. Aici avem praful de foc. Da. Iar aici zahăr pudră. Zahăr pudră care o să folosim la final. Ok, praful de foc o să-l punem în aluat. Brânza, la fel și ea va trebui să gustăm puțin pentru că trebuie să gustăm, zahărul se topește în timp. O să trebuie să punem și zahăr din acela rol, însă nu am o trebuie foarte bine, ne atingem de el. Între timp am să mult vreau să fac pe mintea. Era foarte bine, doamnă. Da, se simte până aici. Da, e cu privată, pentru că se și îngroașe. Da. Ea practic o să fie ca o tocăniță. Și dacă nu ține post, putem să punem carne? Ok. Putem face carne cu oase, carne de porc, ciolan, ce ne place nouă. Vreau să rămân la tot puțin. Eu cred că am terminat. Da, o să vreau să pun. Te rog. Ok, o să punem zahărul, Romina, și vei amesteca din nou. Ok, am să pun puțină făină pe de la cuvântul. Aluatul este ușor lipicior, nu este lipicioasă. Fără nevoie, Romina, de puțin ulei, poți să-l arde foarte brânză. Cum miroase? Foarte bine. Foarte bine, așa-i. Ulei? Da, puțin ulei. Ulei normal, nu de muțină. Nu vreau să... Am să separ aluatul în două. Poți să faci o parte brânză, Romina? Sigur? Sigur. Zahărul e deja topit. Că nu, o să mai revenim asupra lui. Am împărțit compoziția în două. Știi că la prăjitura aceasta cea mai complicată parte este lor. Pentru că trebuie să tot prănuiți, să le întind, să le lași deoparte, să le lași la un ritm. Compoziția e lucru să faci repede. Trebuie să ținem cont de faptul că o puteți să fie temperatura candei, inclusiv făină, drojdia. Dacă este prea cald afară, el va tosti mai repede. Dacă e prea frig afară, iarăși nu e ok, pentru că avem mai multă răbdare. Și îl lași să se odihnească. Am să pun acum și praful de tine. Îl lași să se odihnească. Păi după ce răbăd frământa, o să fac practic două foaie. O foaie vine jos, o foaie vine deasupra, iar între să fie frământ. Îl lăsăm puțin la odihnit, să știi că nu trebuie să plătească foarte mult.
E văzut că el deja o să-l dubleze volumul. Ce ne interesează să nu fie foarte lipicior. Trebuie să avem grijă să încălim acea textură ideal pentru acea textură. Ah, ok. Da. Nu e foarte lipicios. Poți să mă uit la linte? Dacă vreți să nu... Oh, oh. Da. Da, și crescut în volum. Și miroase, foarte bine. O să punem pe aici de 90% de lucru. Să rog acum Romina să vede ce stava să fie lungă. Deci aici avem ulei cu făină. Da. Poate un acum de sucră. Care face ce? Aluatul să crească strat. Ok. Da, este grăsime aceea din... Practic, ca și cum face prăjitor în care pui un. Foile sunt mult mai stratificate. O să vezi exact dacă ții minte cum tai foile cu cuvrânsul, da? Da. Cu foile sau cu cremeșul, da? Este această stratificare a aluatului care se întâmplă în momentul în care aluatul de grăsime și făină. Acum, cum zice fetița mea, e strict tot. Și-am spus ea când, mama, de ce faci asta? Pentru că acum zic că pur și simplu trebuie să împătur. El alții o parte. Și mă ocupa cu cealaltă aluat. Acum, și revii. Mai faine, da. Okay. Acum o să simt și toată. Încerc să o urmăresc. Deci, cred că acum înțeleg exact rolul combinației de făină cu ulei. Cred că acasă, sigur, ai văzut că cea bunica ta a luat, dar cu jumere. Exact. Exact. Mă gândeam că și oarecum baza e la fel ca și pentru plăcinta cu jumere? Între da, aproximativ? Nu punem da. Ok. Cea asta a fost partea cea mai complicată, să spun așa. Da, nu e foarte complicat. Să te rog tu cu o purpuriță, Romina, să începi aluatul. Așa, da? Asta e tot ce face, Romina. Nu-i greu, nu-i greu. Și, Romina, să știi că, uite, într-o oră o să facem da. Și un fel de mâncare și o prăjitură pe care putem să vin întreaga săptămână. Da. Acum o să dau tipul de anul. Ok. Da, este destul de multă brânză. Poate părea că nu e ok sau că e prea multă, însă ideea este că ea va scădea și vreau să am un super destul de generos de brânză. De aproximativ un deget. Acum, în funcție și de mărimea tării, creșterea poate să difere, dacă este mai mare, face puțin mai mult. Dacă este mai multă stava, e o ceva mai mic. Da. Dar miroase bine. Da. Până una alta. Te rog dacă poți să le ieși la cuptor. Sigur. Câte minute va trebui să stea la cuptor? Da, doar gălbenuș. Da, doar să urci de asupra doarevă. Să pun o mă. Să pun o mă.
acela acum rămină, o să te rog pe tine să un ou. Ou simplu, fără nimic altceva? Da, doar să bați puțin ouă. Ok. După care eu voi tăia în pătrate, doar să fie ușor de tăiat la final, și apoi până la ușor. Iar la final, când e gata, o să pudrăm zahăr și pudră, dar o să punem și acum până în găgăna cu tot, pentru că vreau să se facă puțin, să facă să se caramelizeze. De ce nu ungem și cu albuș sau nu așa? Albușul și sufă. Ah, ai mai zis. Nu vreau să trebuie acolo în putem tăia cum vrem. Asta vrem să spun, nu este anumită acolo. Eu vreau să fac niște pătrate. Da, o tai până jos, nu. Adică și foaia de jos, nu, nu, doar cea de sus. Doar puțin deasupra, ca să fie ușor cu facea la tăiat. Și ea va, se va face altfel, pentru că îi dau între puțin aer. Am observat că această foaie nu a mai niște pată. Da. Nu, n-am mai avut cu ce să mă joc. Da. Filozofia, să spun așa, ți-am zis că poate părea complicat, însă cu puțină răbdare. Da, și văd că deja aluatul de acum are, are straturi. Exact, ai văzut, da? Da. Așa l-am și făcut, ai văzut că noi l-am tăiat în două, l-am frământat și l-am împăturat în 5-6 și apoi l-am pentru cuțitoare. Ce ok, pot pune zahăr deasupra pe fiecare. Zahăr pudră. O să fac o mică lungulită, strict de design, nu de altceva. Așa? Acum o să dăm la cuptor, puțin la foc și să vedem ce ieși cu linte. O să vreau să pun în oală o bună mână de pământ. Această porție să pun deasupra. Pur și simplu pentru decor. Bineînțeles, putem pune opționat și pun din ce ne place. O să pun puțin piper, o să vadă frumos. Și cam așa arată. Mână, dar trebuie poate o lingură să pun. Exact de asta mi-e frică, nu de alta, dar n-aș vrea să mă ard la limba, aș vrea să mai gușit din prăjitură.
de mirosit, miroase foarte bine. Așa predomină păstrânacul. Da. Dacă vrem mai mult păstrânac, mai mult morcov, putem să jonglăm. Eu așa o condiționă pe care îl dau și tocăniță pentru că ți-am spus. Am îngrășat cu legumele, practic, tocăniță. Da. Ți se pare o mâncare greu de făcut? Nu, mi se pare foarte ușoară și, sigur, spre surprinderea tuturor, foarte gustoasă. Deci cu maxim 5-6 ingrediente ai reușit să faci o tocăniță extraordinar de bună. Dulce. Da, de la Pasternak. Foarte, foarte bună. Rolul ceapa are rolul său și de fapt am pus pătrunjelul, îi dă acea savoare în mâncare, am albun, chiar de tipul am că dacă vreau să spun deja are albun, știe care să mă preferi. Foarte bună, Iulia, foarte bună. Mă bucur că îți place și vă uităm o ceva pentru că. Eu. Puțin mai coapte, așa îmi place. Și zahărul, cred că din cauza că era pudră, da. Vreau să iau cumva o bucată din mijlocul, e cel mai bogat. Sper să și reușesc. Ideal este cât e caldă să o despărțim. Adică să pot foarte frumos. O, dar ce bine arată. Unde este puțin mai moale acum, când se ia ceva de gaură mai ușor. Nu o să pot cu august acum, din păcate, pentru că arde foarte tare. Dar nu-i problemă cu august de faie. Exact. Ideal este să punem zahăr pudră, să nu acum că se va topi. Putem să le răci, după care pudrăm deasupra zahărul pudră, cum ați spus, după gust să fie cum ne place nouă. Perfect. Marina, știa că ți-a plăcut ce am făcut în această seară. Foarte mult, abia aștept să gust și prăjitura cu brânză, dar sunt sigură că ai pus tot ce trebuie și arome foarte, foarte diversificate și vanilie și scorțișoară și stafidele. Da. Mă gândesc că e foarte gustoasă. Și eu îți mulțumesc că ai fost și astăzi cu noi în studioul nostru de arome. Așa și până săptămâna viitoare, când cel mai probabil o să ne revedem iar tot cu tine. Voi cei de acasă gătiți cu noi și să fiți bucuroși și sănătoși.